Slăbiți fie Domnul. Nu m-am înțeles cu Dani și nu am știut că s-a avut pe el mărturie. Nu știu dacă a adus-o aseară, eu m-am pus la dumneavoastră și a pus împrejurările aseară ale vieții. Unele lucruri Dani mi-a spus în ceea ce am vrut eu să aduc mărturisire. Dar aș vrea să mulțumesc Domnului de pe cum a lucrat cu nunta lui David. Într-adevăr, am trecut printr-o experiență destul de grea, să zic. Noi când am planificat nunta, era deja tot dosarul complet aici a trimis la București. Nu așteptam numai viza, pentru că foarte mult și de din biserică și din familia noastră la Chișinău ne puneau întrebarea cum ați planificat nunta dacă nu știți data când vine Veronica. Și eu am zis, eu am toată credința că Veronica va veni, chiar dacă vine sâmbătă înainte de nuntă, dar ea va veni și nunta va merge. Eu nu mai vreau să ajungesc prea mult, pentru că David a spus unele lucruri, dar pentru că am promis unei colege din Congo, care a fost foarte mult alăturat de mine în această perioadă, că voi mărturisi minunea Domnului care a făcut-o în familia noastră și am promis și Domnului, pentru că ea îmi spunea, într-o dimineață, a venit la lucru și mi-a zis, Robita, eu cred că atât timpul să schimb felul de a te ruga. Ea e o fată creștină, de culoare, o colegă, atât timpul să schimb felul de a te ruga. Dumnezeu știe din prima zi când voi ați venit cu această cauză și cu zile de post și ea nu vedea cum eram acolo, o zis, acum ar trebui să nu mai, Doamne, adu-o pe Veronica. Tu trebuie acum să-i spui, îți mulțumesc că Veronica va fi la nuntă, îți mulțumesc că te-ai făcut lucrarea, chiar dacă tu nu știi nimic. Dumnezeu în stare cu avionul lui privat să o aducă și să o anunce să o pună lângă David. Și tu de acum trebuie să glorifici pe Dumnezeu. Îi spun la Vasile, zic, auzi ce o zis Brigitte. Păi zice, ce mai stai? Începe la glorificat. Și din ziua respectivă eu am început să glorific pe Dumnezeu și spuneam, Doamne, îți mulțumesc că Veronica e aici. Îți mulțumesc că Veronica va fi la multă și tu n-ai să ne lași. Cu două săptămâni înainte am mers să aranjăm cu meniul și când am intrat acolo, Vasile i-a spus, zice, nu mai e o mică problemă că mai sunt două săptămâni și mireasa nu-i venită. Zice, nu e nicio problemă că o putem schimba, nu mă cred că știți că e o penalizare. Noi am crezut că o fi o penalizare acolo, dar zice, penalizarea e 60% din fiecare meniu. Când am auzit, până acasă, toți trei n-am mai auzit în mașină, eram cu mulți, nu mai vorbea nimeni. Și după aia, când am mai auzit, auzit David. Zic, numai o viață de om pierdută nu se mai poate recupera, dacă chiar va trebui să plătim banii ăștia, erau destul de bine de plătit. O să faci și tu și noi și o să plătim și Domnul nu o să ne lasă. Și mulțumim Domnului că Domnul nu-i lăsat. Am o colegă care e din Franța, care nu crede în Dumnezeu. Și tot mă întreba, mă chestionat cu multe întrebări și dar ce se face dacă plătiți banii ăștia? Și înainte să plec de la lucru, o zi înainte să aflăm vestea că am zis, auzi, semnit, Dumnezeul meu în care eu mă cred și pe care tu nu-l recunoști că e Dumnezeu, eu știu că va duce lucrarea asta și Veronica va fi aici la nuntă. Și a doua zi, dimineața, când a venit Veronica, zic că se vin. Veronica a primit e-mail să trimită pașaportul pentru viză. O să vin în gâtul meu și s-a bucurat și a zis, într-adevăr, ai un Dumnezeu mare. Noi mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi. M-am dus la Kitchener. Și chiar plecând, Marcel a zis să nu vii la rugăciune, că este o rugăciune acolo. Și am zis, și acolo să facem rugăciunea de cauză, dar nu am avut cauza mea, că Dumnezeu mă cunoaște. Și am zis, Doamne, eu nu am avut nicio cauză, mă plec pe genunchi, dacă tu vrei să-mi vorbești în seara asta, tu nu știi. Și când ne-a plicat pe genunchi, băiatul lui Coca Iotache, zice, pe sora care stă lângă mama, n-am dus-o niciodată, dar zice, Domnul mi-a arătat așa că la urechea dumitare, dumneata e pe o lucrare înaintea mea, pe o cerere, dar la urechea dumitare erau niște voci, ca un papagal, care tot mereu îți spunea ceva la ureche și ți-aduce deznădejde. Dar nu te teme, zice, că eu vă duce lucrarea la îndeplinire, numai că trebuie să veniți cu post și cu rugăciune și rugăciunea va străba pe cerere. Și mulțumim Domnului că ne-a ajutat. Dar eu, având atâtea voci în jurul meu, care uneori eram distrojată, într-o duminică eram la adunare și eu nu eram aici. Și
Și am zis, Doamne, Tu vezi că eu sunt cu trupul aici, dar cu gândul nu sunt aici. Îți departe, îți de tot, îți departe. Vorbește-mi Tu. Am o Biblie, am și chiar Biblia asta era în fața mea. Am zis, vorbește-mi Tu un cuvânt, ca să pot să mă întăresc. Și am deschis la Psalmul 139. Am citit aici, unde spune că, Doamne, Tu mă cercetezi, Tu mă cunoști, Tu știi gândurile, Tu știi gândul. Am zis, Doamne, parcă totuși nu-i ceva care vreau să fie mai palpabil. Și mă uit pe aceeași pagină la Psalmul 139 cu versetul 8. Ce Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea Ta ține în veci. Atunci a fost un răspuns care nu mă mai trebuie nimic și am primit atâta pace. Eu vreau și acum să mulțumesc Domnului și mulțumesc tuturor fraților și surorilor care au fost alături de noi în rugăciune, care ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră la nuntă și Domnul să vă răsplătească. Amin. Amin. Domnul, Domnul, Domnul.